Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Balanță, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie. Haideți să vedem cum e posibil să fie și pentru voi luna februarie 2023 de data aceasta, care sunt mesajele și care sunt temele de casă și îndrumările din partea spiritului. Și o să începem, bineînțeles, cu arcanele majore. Să vedem care este arcana care urmează să vă reprezinte magicianul. Ia cătă cât de frumos! Și vorbim despre o lună puternică de manifestare, așa că, dragii mei, din Zodia Balanță, mare atenție, mare la ceea ce gândiți, la ceea ce scoateți pe guriță, la filmele pe care le proiectați în mintea voastră și așa mai departe. Ok, semnătura energetică este energia feminină, din nou vorbim despre a crea. Iată, așa cum am spus, o lună extrem de importantă pentru voi, pentru a da naștere unor noi situații și noi realități și noi versiuni ale voastre, de ce nu, în această lună februarie. Bun, eu zic să vă dați voie să manifestați și să creați conștient ceea ce doriți să experimentați în realitatea voastră. La la, și avem Mercur în balanță, influence se numește această carte, și vedem o influență a unor persoane pe care le aveți în jurul vostru. S-ar putea unii dintre voi să aveți în jurul nostru, în jurul vostru persoane care înțelegeți voi ce vreau să spun, la vin cu mimimi, mumumu și așa mai departe. Este o, aș zice, o formă de manipulare prin rostirea unor cuvinte foarte, foarte drăguțe, exagerate de drăguțe pe aici pe acolo. Vedeți ce faceți voi cu treaba aceasta. Bun, sau cine știe, poate voi vă veți folosi de acest instrument, de ce nu? Haideți să vedem mai departe care sunt mesajele din partea sinelui vostru și ce anume vrea să vă transmită în această lună. Și mesaje de iubire puteți primi unii dintre voi sau să aveți așa o comunicare cu dulcegării. Bun, creativitatea, poftim că nu degeaba este energia feminină acolo. Și vă spun în felul următor, lasă latura ta creatoare, pardon, îți permite să gândești în afara tiparelor pentru a vedea magia vieții. Da? Dă-ți voie să eliberezi această latură creatoare a ta și să colorezi dincolo de, să zic, dincolo de triunghi, dincolo de conturi. Da? Fă lucrurile așa cum le vezi tu, așa cum le simți tu. Nu te mai lua după norme și după conturul trasat de alții. Al doilea mesaj din partea sinelui este controlul. Și spune, încetează să mai controlezi totul. În felul acesta îți poți recupera energia vitală pentru a merge mai departe. Lasă lucrurile să fie așa cum sunt, da? Nu mai încerca tu să controlezi outcome-ul. La urma urmei, singura chestie pe care tu o poți controla este feedback-ul pe care îl dai, nu știu, situațiilor din exteriorul tău, și asta va face toată diferența. Dacă într-adevăr vrei să deții controlul, îl poți deține doar asupra propriei tale persoane. Bun, nu șapte cărți. Hai să mai vedem încă un mesaj din partea sinelui vostru pentru luna februarie, dragii mei, din balanță. Ia să vedem ce avem. Nu au vrut decât două. Permisiunea. Vă zice în felul următor, totul devine posibil îndată ce îți dai voie. Păi da, am zis-o de foarte multe ori, noi suntem cei care stăm în calea abundenței noastre, în calea fericirii noastre și așa mai departe. Nu este ceva pe lumea asta care să ne lipsească, totul este disponibil, 24/7, da? Totul este aici pentru noi, noi suntem cei care am creat într-un fel sau altul blocaje. Iar celălalt mesaj este ghidul spiritual și vă spune, sunt alături de tine, ce aștepți de la mine, te ascult. Vorbește, discută cu ghizii tăi spirituali, cerele ghidare, dacă de aia sunt ghizi, cerele răspunsuri și urmează semnele care vin către tine și dă-le crezare. Mergem mai departe și avem alegeri mature și înțelepte, Doamne ajută, inshallah, so about it be, da, să dați dovadă de această maturitate și înțelepciune și să vă dați voie să alegeți ce este mai bine pentru voi. Vedem, iată, încă o energie, toată splendoarea ei, energie feminină, cartea împărătesei, fecunditatea creatoare. Literă de lege și titlu aș pune eu pentru voi, dragii mei, din balanță, creație, creație, creație în această lună și poftim și triumful plenar binefăcător.
Da? Vedem că prin luarea unor decizii înțelepte, poate consultându-vă cu sinele vostru, cu ghizii voștri, cu cine vreți voi, da? Să vă consultați, să treceți acele informații sau, mă rog, ghidări prin filtrul vostru personal, iată-te, veți ajunge la succes și reușită. Dați-vă voie să fiți creatori, în primul și în primul rând, creatori conștienți. Bun, ia să vedem ce avem aici. Ia, respingerea prostească se numește această carte. Și vorbim despre a respinge lucruri care vor să vină către tine. De ce? Pentru că există nevoia aceea de a controla niște treburi. Lasă-te pe brațele Universului, lasă să aducă realitatea ta ceea ce vrea să aducă la urma urmii, că tot tu o faci, doar că îți place mai mult atunci când îți spune că îți aduce Universul, tu le creezi, dar în fine, ok, de dragul discuției, da? Lasă lucrurile care vor să plece să plece, care vor să vină să vină, știți foarte bine exprimarea aceasta a mea. Nu mai opune rezistență, iată-te și entuziasmul dumnezeiesc, urmează calea inimii tale și urmează calea entuziasmului și nu vei avea decât de câștigat. Iată, avem flexibilitate minunată, dar este nevoie de flexibilitate pentru a crea ceva nou. Așa cum am spus, să colorezi, să desenezi în afara tiparelor, dar iată, vedem și frica, da, și acea respingere. Poate, mi se spune, în cazul unora dintre voi, există această teamă a voastră de respingere, da? Teama voastră ca, nu știu, ideea, proiectul, drumul pe care îl creați sau vreți să îl alegeți să nu fie respins de ceilalți. Aveți încă nevoie de validarea celor din jur și aici vorbim despre niște rănițe ale copilului interior și poate e bine să vă uitați pe acolo. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce mai avem noi aici. A new romantic cycle begins, iată-te o nouă poveste de dragoste. Sau poate o nouă prietenie, în unele cazuri apare la orizont. De ce? Că unii dintre voi sunteți într-o situație din care nimic bun nu va ieși și încercați să o controlați, încercați să o forțați. Din cauza orgoliului, vedem cu luna plină în leu, nu lăsa orgoliul să stea în cale sau mândria. Așa cum am mai zis, nu știu pe ce filmare, dar am să o zic și aici, mulți dintre noi stau în situații și relații total aiurea și total greșite, din cauza acestui orgoliu. Bă, da, dracu, nu plec de aici, că am investit prea mult, că am făcut cam trei și așa mai departe. Cravata, te bați în cui acolo unde nu trebuie din cauza unui orgoliu prostesc sau o respingere a unei schimbări prostească. Bun, nu, respingerea e prostească, nu schimbarea. Prosperity lies ahead, îți spune, prosperitatea este la orizont, doar că trebuie să-ți dai voie să mergi într-acolo și să te dezlegi de acele frici și de acele, acea teamă de respingere. Ești foarte, foarte aproape, îți spune, de a-ți îndeplini un obiectiv, de a ajunge acolo unde îți dorești. Numai că sunt aceste pietricele din pantoful tău pe care spiritul te roagă să le conștientizezi, măcar să vezi ce faci tu cu ele. Bun, ce vedem? O răzgândire, o eclipsă în Taur. Poate unii dintre voi vă veți tot răzgândi în această lună, de asta vă și spune, consultați-vă cu ghizii voștri spirituali sau cu cine vreți voi să vă consultați pentru a face acea alegere înțeleaptă, că sunteți ceva de genul acesta. Și vă spune, nu o să ducă nicăieri la nicio situație sau niciun rezultat favorabil dacă nu vă hotărâți. Cu soarele în Capricorn vorbim despre reușită, dar cu o condiție, să muncești la visul tău și să fii, consecvent, haide să spunem așa, da? să nu amâni și să nu abandonezi proiectul, munca pe care o faci, pentru că dacă este cu cu întreruperi și așa mai departe, n-ai să ajungi tu foarte curând în vârful piramidei, dar dacă știi ce ai de făcut, îți dai voie să faci, indiferent de ce crede X, Y, Z și așa mai departe, și tu ești dedicat muncii tale, vei ajunge, ți-o spune clar, la reușită, vei ajunge în vârful piramidei. Bun, vedem o lună în Fecioară, următoarea carte, da, și vorbește despre o sănătate bună, vorbește despre vitalitate, despre chiar și cheful acesta de a face ceea ce ai tu de făcut acolo, doar că noi, da, așa cum v-a spus și permisiunea, voi trebuie să vă dați voie să faceți lucrul acesta. Cu o lună în Balanță vorbim despre iubire, am văzut că o nouă poveste de dragoste pentru unii dintre voi s-ar putea să apară la orizont. Oricum, luna aceasta în Balanță vă invită și vă îndeamnă să faceți lucrurile din iubire și să trăiți cât mai mult în această energie.
Da, vedem, iată, șaptele de săbi, stresul sau poate în unele cazuri vorbim despre o oarecare falsitate. Din nou mi-arată șarpele la SSS. Vedeți voi ce faceți cu el. Înțelegerea. Poate veți înțelege unii dintre voi că sunteți într-o situație stresantă sau lângă cineva care este doar așa cu niște măscuțe de fațadă. Și în momentul în care veți înțelege, și nu numai că veți înțelege, dar vă veți da și voie să faceți ceva în privința aceasta, iată-te, vă veți elibera. Pentru că, așa cum am spus, acea eliberare, acea înțelegere duce la eliberare. Iată-te, este nevoie de vindecare a unor treburi la nivel de inimă, la nivel de emoție, la nivel sentimental. Aici se vor întâmpla și se vor schimba niște lucruri. Iată-te și cartea detașării, o vedem aici, optul de cupe. Eliberarea și detașarea aceasta emoțională de o anumită situație care îți provoacă acel stres. Da, vedem și cartea lunii, da, aici se numește viețile anterioare, nu știu, poate unii dintre voi trebuie să vă eliberați fie de o persoană cu care ați venit cu un contract din viețile anterioare, să termină contractul, dar voi tot vă țineți acolo legați, nu știu, la fel putem vorbi despre chestiuțe din subconștient și am vorbit de energia copilului interior mai devreme. Bine, bine, dezlegați-vă și dați-vă voie să mergeți mai departe, să vedem și Cooper Deck. Ce ne spune? Poftim ce ne spune cartea persoanei false. Am văzut și șaptele de săbi din partea lui Osho. Poate unii dintre voi aveți această falsitate sau această persoană falsă acolo unde munciți, da? Poate să fie un parteneriat, un coleg de afaceri, cine știe, iată și bărbatul principal, poate să fie și pe parte de relație în unele cazuri sau cineva din comunitatea voastră, da? Clar, este cineva care nu este ceea ce pare a fi. Întotdeauna adevărul va ieși la suprafață. Vedem soluționarea acestei situații până la urmă cu cartea de onoare înaltă. Bun, iată, vedem și această carte a disperării. Zic să nu disperați, că nu aveți de ce. Lucrurile întotdeauna se rezolvă. Și iată și cartea de curtoazie. Pe parte de job de carieră, iată, vă spune, nu disperați că ceva se întâmplă pe la locul de muncă pe acolo, pentru că există posibilitatea, șansa ca un nou parteneriat să apară la orizont. Bun, mergem mai departe și să vedem, iată, la rădăcina primului pachet, vedem împăratul, arhetipul soțului, șefului, tatălui. Ceva se întâmplă aici, iată, sunt niște lucruri ascunse din ceea ce vedem, poate să fie a cincea roată la căruță, în unele cazuri nu este pentru toată lumea mesajul acesta, dar ceva va ieși la suprafață. Bun, iată obstacole și provocări din ceea ce vedem, dar aceste obstacole și provocări sunt doar pentru ca tu să crești și să înveți niște lecții importante despre valoarea de sine. Vedem și treiul acesta de săbii, inima frântă, durerile acelea emoționale și iată și chakra sexualității. Da, se confirmă pentru unii dintre voi mesajul cu a cincea roată la căruță. Vedeți dacă vreți să stați acolo sau nu, aveți de ales, că a voastră viață este. Bun, mergem mai departe. Da, iată carta marelui preot. Poate în unele cazuri vorbim despre o căsnicie. Da, la fel de bine vorbim despre niște parteneriate, așa cum am spus, unde lucrurile sunt într-un anumit fel. În centrul citirii voastre, cartea aceasta de casă, de cămin. Pentru unii dintre voi și acolo apare această dezamăgire, la fel de bine poate să vorbească despre niște achiziții importante pe care le veți face unii dintre voi în această lună. Iată și doiul de monede, veți cântări niște situații, le veți pune în balanță ce anume să aleg, ce anume să fac. Comunicarea este importantă, așa cum v-a spus și mai devreme, da? Comunicarea este importantă, vedem chakra gâtului, discutați. În primul și în primul rând cu șeful, partenerul, soțul, iată din nou apare această arcană a împăratului sau cineva în berbec cu ascendent Venus, Luna, nodul nord în berbec. Și vedeți la ce anume se ajunge, vedem cartea morții și a transformării, se poate ajunge la o încheiere, da, de situație sau poate la schimbarea ei dacă se cade de comun acord. Pentru că vedem unii dintre voi, dragii mei, veți hotărâ să nu mai stați pe cruce, să nu mai stați în apele astea tulburi și în tot felul de situații aiurea. Vreți să faceți ceva și pentru voi și foarte bine, vă felicită spiritul. La rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot, Marea Preoteasă, ascultă-ți intuiția în legătură cu acest împărat.
sfătui mama lui, iată, nu mai plânge, nu te mai lega de trecut, lasă lucrurile așa cum sunt, acceptă-le exact așa cum sunt, vedem boceala aceea cu cinciul de cupe. Hai să vedem și lămuririle, ce mai avem noi pe aici. Bun, iată, vedem niște ajutoare care vin către tine. Pentru aceste, poate, obstacole, s-am văzut cartea aceea de, de disperare, mă rog, Doamne Dumnezeule, sunt lucrări aici pe stradă, legată de, nu știu, îngrijorări, legată de bani, carieră, nu știu, job și așa mai departe, vine ajutorul, vine soluționarea, deci nu trebuie să vă faceți probleme. Veți avea de ales fără doar și poate, vedem doiul acesta de bâte peste treiul de săbii, cartea aceea inimii frânte. Veți avea de ales dacă să rămâneți în acea situație sau nu, devin din ce în ce mai... Bun, o să fac și trucuri cu cărți până la urmă. Mă transform un magician. 9 de săbii peste chakra sexualității. Cred că pentru unii dintre voi ceea ce intuiați sau bănuiați, din păcate, devine realitate. Asta este. Vezi tu ce faci cu lucrurile acestea. Bun, ce mai vedem aici? 9 de cupe peste marele preot. V-am spus, dacă unii dintre voi veți lucra la visul vostru, la proiectul vostru și așa mai departe, va fi foarte bine, apar, repet, și noi alianțe sau parteneriate care vă pot duce la, la reușite, la îndeplinirea visului. Treiul de cupe cu cartea împărătesei, dacă auteți, reiați forța personală și vei avea de câștigat, dar vedem și moment de sărbătorire. La fel de bine am văzut împăratul, împărăteasa și treiul de cupe, îmi spune foarte clar pe cartea aceasta de casă că există ceva în plus unde nu ar trebui să fie. Bun, justiția, da? Justiția o vedem aici, gândire logică, rațională, tranșantă când vine vorba de a lua o decizie, o hotărâre. La fel de bine, da, poate să vorbească și despre a te hotărâ să semnezi un contract cu altcineva. Bun, vedem 10-le de monede, vorbim de bani, în primul și în primul rând, de niște bănuți care vin către tine, poate vor fi niște discuții legate de bani sau discuții în cadrul unei căsnicii pentru alții dintre voi. Of, 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 și vedem, iată, și 6-le de monede, poate să fie în unele cazuri împărțire de bunuri, da? La fel de bine pot fi și niște recompense pe care le veți primi din partea fie unor autorități sau a șefului, cine știe, dar dacă spuneți ce vă doare, că dacă nu spui ce te doare, n-are de unde să știe și nu o să-ți dea. Pe principiu, copilul dacă nu plânge, mama nu îi dă să mănânce, da? Ceva de genul acesta. Bun, și vine momentul, timpul divin să se ajungă la această transformare sau la această încheiere pentru unii dintre voi, da, și ne întoarcem direct la magician, la cartea care vă reprezintă în această lună, da, vine momentul să se transforme ceva sau să se încheie și să manifestați noi începuturi. Iată, The Devil, cartea diavolului, nu vă fie teamă să manifestați ceva cu totul și cu totul nou, poate unii dintre voi veți manifesta pe cineva în Capricorn cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în Capricorn. Dar vorbim clar, frica, teama de respingere, de abandon, de a fi singur, este cea care îți pune piciorul pe frână și te poate opri și te poate face să rămâi în acea situație. Cartea Trădătorului, o vedem din nou. Mergem mai departe, dragii mei, din balanță și să vedem ce mai avem noi aici. E, iată, te vedem wisdom, înțelepciunea, ascultă-ți intuiția, du-te acolo în interiorul tău și vezi ce-ți spune sufletul tău. Ai nevoie să-ți găsești, să-ți regăsești poate pacea interioară, prins cu fundare în tine, în propria persoană, stillness, da? Liniște, acolo vei găsi și vei vedea niște adevăruri, vedem și cartea adevărului următoare, adevărurile oricum vor ieși la suprafață și vei avea nevoie să stai tu cu tine și să-ți găsești și tu adevărul tău și iată, te vedem și creșterea, înflorirea și expansiunea după ce vei înțelege ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și ce ai tu de învățat din ceea ce s-a întâmplat și vei lua lucrurile exact așa cum sunt și îți vei da voie să mergi mai departe. Bun, mergem și noi mai departe, că noi ne dăm voie să mergem mai departe și să vedem ce avem aici. Iată noile parteneriate, co-creierea, o vedem. Repet, pentru unii dintre voi poate să apară și cineva nou la orizont cu care să puteți crea de acum încolo ceva foarte frumos. A time for nap, da? Timpul de somn, de nani-nani, de odihnă, de relaxare, este important să vă oferiți aceste momente de a sta voi cu voi în această lună, pentru că sunt niște lecții pe care le aveți de învățat și de așternut așa
pe funia aceea vieții voastre, iată, să fiți foarte corecți cu voi, ascultându-vă intuiția, ceva vechi nu e bun pentru voi și v-a zis foarte clar că ceva e putred acolo. Și aici apare oportunitatea nouă, energia nouă, drumul nou. Fii corect și cinstit cu tine, ce anume alegi. Vrei în continuare să deții controlul și să stai din orgoliu prostesc acolo unde nu ți-e cald, auzi, unde nu ți-e bine sau nu. Vedem și cartea ostilităților, pot fi niște discuții poate mai aprinse în această perioadă care pot duce la această plecare, dar pot fi și gândurile tale, că ți-am spus de la început, ai grijă la gânduri, ai grijă la ce se întâmplă în sufletelul tău acolo, oi, tu l-ai, Doamne. Bun, și vedem avertizarea de furtună cu Arhanghelul Gabriel, din nou comunicarea. Se dezlănțuie puțin furtuna pentru unii dintre voi prin comunicare și de acolo se schimbă niște treburi. Da, iată, Îngerul Echilibrului este alături de voi. De asta îți spune, vine furtuna, se răstoarnă niște treburi. Tu fă tot posibilul să nu intri acolo în vârtejul acela, să stai cu tine. Da, respiră profund, conectează-te la tine, lasă, furtuna va trece oricum și vei vedea la final care este adevărul, în special adevărul tău. Hai să vedem și mesajele din partea îngerilor. Ia să vedem ce avem noi aici pentru voi, dragii mei. Astara îți spune în felul următor, țintește cât mai sus, da? Visează la cea mai frumoasă și strălucitoare stea și nu te mai compromite. Pentru că asta ai făcut până acum, te-ai compromis și ai văzut care sunt rezultatele. Care, să vă spune că unii dintre voi vă aflați în această lună la finalul unui capitol din viața voastră, unui ciclu din viața voastră, chemați îngerii sau ghizii voștri să vă ajute, să vă ghideze către următorul pas, pentru că fericirea vă așteaptă, dar totul depinde de voi, dacă vreți să faceți pasul acela sau nu. Și să vedem, Adriana vă zice în felul următor, îți spune, da, te conduc către răspunsul rugăciunilor tale, te rog, ascultă și urmează pașii, comunic cu tine prin vise, intuiție sau gânduri, așa că iată-te, atenție la intuiție și vise, de ce nu și gânduri în această lună. Și vine și Azur, care vă zice în felul următor, ceea ce tu îți dorești vine către tine în viitorul apropiat. Ai răbdare și încredere și nu forța lucrurile să se întâmple, renunță la control. Mamă, ce voce am! Bun! Haideți să vedem și niște bilețele din cea unică mititică. Ia să vedem ce avem aici, ce avem. Alegere greșită. Alegerea este alegere, că am avut ceva de învățat din ea, asta este, nu neapărat este o alegere greșită. Bun, ce avem? Berbec, poftim, ia că te se confirmă cu împăratul ăsta care tot a ieșit aici. Unii dintre voi aveți de-a face cu o astfel de persoană. Și ce mai avem? Întoarcere. Dacă este să se întoarcă, vedeți voi ce faceți. Vedeți ce face. Sau poate se întoarce cineva, ia că te iulie, poate se întoarce cineva în iulie sau născut în această lună în unele cazuri. Și să vedem și zdrângănele, trâncănele. Ok, și avem, iată, cel mai mare fluture care vorbește despre o transformare profundă, dacă cartea morții și a transformării sau ceva se întâmplă acolo, se încheie, pentru că a venit momentul, nici nu știu cum Dumnezeu să o țin, este, haide, este o broscuță țestoasă, da, cu cele 13 pătrățele pe carapace, cele 13 faze, da, ale lunii, vine momentul să se întâmple lucrul acesta, da? Și la fel îți spune, nu ai unde să te grăbești încet, dar sigur vei ajunge la destinație. Și vedem, iată, și cheia cu trandafirul, la fel este trandafirul de pe cartea morții și a transformării și îți spune, cheia este închiderea acestui capitol din viața ta. Bun, dragii mei, din balanță, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna februarie 2023. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuirea acestui videoclip. Aștept, bineînțeles, comenturile voastre în secțiunea de comenzi și până data viitoare știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!